Delfinariul din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii se va mări în urma unui proiect în valoare de 5 milioane de euro. Proiectul prevede extinderea rețelei de bazine de la delfinariu. Investiția va fi realizată de Consiliul Județean Constanța. Delfinariul pe care îl avem, de 1 milion de litri, este insuficient dacă trebuie să ținem 6 delfini. Și în consecință am fost în 2017 la domnul președinte, am prezentat situația asta când mi-a spus Adriane, mai mulți delfini. Și a spus, domnul președinte, pentru bunăstarea animalelor și pentru modernitatea noastră și respectul față de animale, ne mai trebuie apă. Schimbări sunt și în ceea ce privește acvariul din Constanța. De asemenea, direcția de proiecte, direcția generală de proiecte a Consiliului Județean are o a doua temă de proiectare care se devine în 2017, prin care aducem acvariul în furt. Mutăm acvariul de pe Bulevardul Elisabeta din fața cazinoului, îl mutăm în curte. Aruncăm un challenge municipalității să facă ceva cu cazinoul, fiindcă noi 2-3 ani de zile le dăm clădirea noastră, care se redevină alesă, ceea ce a fost. Acvariul va fi mutat în casă nouă, chiar în spatele planetariului. Investiția se ridică la 10 milioane de euro și ar urma să fie gata în aproximativ 3 ani. Conducerea mai are însă și alte planuri. Este vorba de un amplasament pentru pinguini, este vorba de un amplasament pentru macaci de Gibraltar, vrem să aducem, de lemurieni și nu în ultimul rând, flamingo. Flamingo la Constanța 2-3 ani de zile după ce reamenajăm lacul, acea baltă de 2 hectare care avem, acel lac, vreau să ducem flamingo, fiindcă ei pot trăi în astfel de condiții. Un bilet pentru delfinariu, micro-rezervație și păsări exotice costă 20 de lei pentru un adult și 5 lei pentru elevi și studenți. Pentru acvariu, un adult va scoate din buzunar 8 lei, iar un elev sau student 2 lei.